Un bărbat de 44 de ani din Roșii a ajuns el la urgență în stare gravă, acesta tăia cu flexul o bucată de scândură, iar la un moment dat din neatenția scăpa mașina din mână, bărbatul s-a tăiat la brațul stâng, a fost la câțiva centimetri de a-și mâna, deși speriat, Botoșaneanul a reușit să strige după ajutorul vecinilor și a sunat la 112. Până la sosirea medicilor la fața locului, un vecin de-al său a pansat locul de unde curgea foarte mult sânge. Acesta nu este singurul astfel de caz petrecut în ultima perioadă. Tot mai mulți botoșeni au ajuns la urgențe după ce au căpătat răni destul de grave din cauza neatenției. Fie s-au cu flexul, fie cu drujba. Din fericire, bărbatul nu va rămâne invalid în urma incidentului.